Peste 18.800 de cereri cu o valoare de circa 5 miliarde de euro aferente programelor operaționale 2014-2020 au fost procesate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în ultimele 5 luni. El anunță că vor fi depuse cereri de încă 1,5 miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de ministrul de resort Adrian Căciu. Conform acestuia, peste 2,2 miliarde de euro au fost rambursate de către Comisia Europeană în această perioadă și alte 2 miliarde de euro sunt în curs de rambursare. Cu aceste sume, România va avea o rată de absorție de de 92%. Fondurile europene reprezintă cea mai importantă sursă de finanțare pentru economia și infrastructura României, a mai subliniat ministrul investițiilor și proiectelor europene Adrian Căciu.